Cineva a cumpărat pâinea prăjită lui ăsta, bă, cu 100 de mii de euro, bă! Salve, sacalilor, ce faceți? Dar bună ziua, frumoșilor, cum ați petrecut? La mulți ani, la mulți ani, 2022, prima zi din anul, petreceți cu mine, bă. Dacă stau să mă gândesc mai bine, chestia asta poate fi ori super pozitivă, că, bă, uite, încep cu anul cu un om super, sau foarte bine, că, bă, nu pot să cred, bă. Ah, bă, dar iar ai posta. Iar tu, bă, nu mai... Bă, măcar prima zi din an, mă, să nu mai mi-apară comandate, bă, nu mai... Bă, lasă-mă cu saca, nu mai, nu mai... În mod normal trebuia să apară un videoclip cu frate-mi, numai că frate-mi e prea leneș. Și cu siguranță au de asta. Vreau să zic asta, pe 1 ianuarie aveți codul SNIC 10% reducere pe Foodshop, bă, îmbrăcați-vă frumos, bă, vine un an frumos, bă. Trebuie să fiți frumoși de anul nou, folosiți codul SNIC 10% reducere pe Foodshop, bă. Ia uite codul aici, bam, ia uite codul aici, știi, sunt așa, sunt fresh, știi ce zic? Să mai zic oare că am activat opțiunea de membri acolo și că puteți să deveniți membri a canalului dacă apăsați linkul din descriere și să vă uitați la reacții exclusive. Nu mai zic nimic. Ca să vedeți cât de departe poate să meargă unii fani, gândiți-vă că cineva au cumpărat online o sticlă din care Justin Bieber a luat o gură, bă, pe 608 dolari, bă. Cum, bă, să faci așa ceva, bă? Să ia Justin Bieber o gură? Poate a luat sau poate n-a luat o gură, dar o să o cumpăr, sincer. De fapt, asta e ideea, că poate nici n-a luat o gură. De unde să știe lumea acolo în backstage din 500 de sticle de apă? A, nu, că din asta a luat el o gură. Cineva chiar a dat 600 de dolari pentru o sticlă unde a luat la o gură, frate. Efectiv, nu mai zic ce să zic, nu mai zic nimic. Hai să vedem, facem nici citați câți bani ați dat pe sticla asta din care eu am băut aproape 2 litri de apă, bă. Lăsați acolo în comentarii cât ați dat pe sticla asta. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Ia uite aici pe Beyoncé cum cânta așa liniștit la un concert și o tras-o unul, hai în mulțime, bere, hai cu mine. Vai de capul meu, de, tu-ți dai seama, una dintre cele mai cunoscute cântăreți, eu știu ce ia acolo, frate, să fie așa trasă. Dar uite cum o lua, bere, nu mai știa ce să facă, bere. Ia uite, bă, cum o lua și se uita la ea, o tras așa, bă, tu-ți dai seama, săraca, hai de capul meu, bă. Și dragoste, cum ai de curs concertul la seară? Da, ce să zic, băi, cântam și eu și m-am trezit în mulțime, dar nu mai zic nimic. Ce să zic, nu mai zic nimic. Uneori mă uimește cât de disperați poate să fie unii, frate, dar disperați rău de tot. Acum știți cum e, de fapt lumea nu reacționează, bă, când e singură, că am testat asta și cu mine. Când mă vede cineva pe stradă, vine, facem poze, mereu vorbesc cu lumea, ce faci, cum sunteți, hai să râde, câți ani ai, nu știu cum, mereu, așa când sunt vreo 2, 3, 4, 5. Automat când este o mulțime și oamenii care nu te cunosc, veri, să bagă acolo în mulțime numai să vadă și ceva. Dar eu nu mi-amintesc atunci, bă, când am trecut prin Fălticeni, bă, de m-a luat poliția, bă. De veni chestii de copchii, bă, de mai știam ce să, eram acolo așa, eram și eu, da, ce să zic, nu mai zic nimic. S-au împins, s-au căcat pe cap, bă, s-au urcat pe mașina cu care eram, bă. Vere, s-au urcat oamenii prin copaci, bă, s-au urcat prin copaci, prin zăpadă, ce... Și mi-o lins unul geaca, vere, și efectiv o filmat cum mi-o lins unul geaca. Și-a pus pe TikTok, efectiv, ce să zic, nu mai zic nimic. Deci eu nu cred asta, bă. Cineva a cumpărat pâinea prăjită lui ăsta, bă, cu 100 de mii de euro, bă. Cum, bă, să dau atâta pe o pâine prăjită, pe o pâine prăjită. Ce aud, ce vă, domne, ce aud, ce aud. Deci, cred că m-am născut în generația greșită, bă, nu pot să, deci nu pot să cred. Dar tu îți dai seama că e aiurea, vere, să știi că tu ești un om în care sunt... Știi că te apreciază lumea și îi fain aprecierea, bă, dar când cineva e disperat de tine, tu stai seama ce aiurea. În unele seri când nu poți dormi, tu cineva se gândește la tine, bă, cum ți-ar sparge casa, ți-ar intra, s-ar așeza lângă pat, bă, în pat lângă tine, s-ar culca cu tine, ciudat, bă. Oricum, mi se pare aiurea termenul de fan, frate, știi, fanii mei, mi se pare super aiurea, ai fani, Fan mi se pare așa, un cuvânt dur, bă, știi, ca și cum tu ai fi cine nu știu ce și ai fan, nu, oameni care te apreciază, nu, sine, jacal, uite, jacal, uite. Nu ești, până ești abonat, șacal. Îmi aduc și aminte la început, bă, până s-o normaliza vorba asta mea cu șacalii, bă, era... Am urmat comentarii cu șacalii măta, nu mai ești șacal. Ce înseamnă? Ce mă jur pe mine șacalii măta și cu măta mare? Și când numai comentarii de alea erau, bă. Ce mă faci tu pe mine șacal, bă? Eu că-ți dau dislike aici, cum mă faci tu pe mine șacal? Dar ce, bă, eu șacal? Când credeam că totul s-a sfârșit cu bine, apare omul ăsta care are 42 de ani și îl cheamă Carl McCoy. Avea atunci, acum cred că are vreo 70 de ani, cine știe câți ani are acum, dar are 15 tatuaje, bă, cu Miley Cyrus, bă. Nu știu câți dintre voi ați prins Hannah Montana, bă, că acum dacă aveți mai puțin de 16 ani, nu cred că, deci nu cred că ați prins Hannah Montana. Când era Hannah Montana la televizor, voi erați la grădiniță, bă, nu cred că ați prins. Cine o prins știa că Miley Cyrus era un desen cu Hannah Montana și era mare nebunie, tot așa, era exact ce plăcea la toată lumea, bă. Era un show de ăsta unde fata asta, Miley Cyrus, avea o dublă identitate, știi, când spunea, știi, peruca aia pe cap devenea Hannah Montana și toată lumea o aprecia. Ea era de fapt doar o fată normală, super cunoscută. Da, un fel de sneak, ceva în genul. Nu, mai zic nimic, un fel de eu. Revenind, gândiți-vă că omul ăsta are 15 tatuaje, adică gen 15
15 tatuaje. Să mă mai gândesc cu câte și-au mai făcut de atunci, ce să zic, nu mai zic nimic. Ia uite aici, direct pe aici, pe claviculă și-au scris Miley Cyrus. Dar cât de disperat să fii, Feri, cât de disperat. Dar cum să stai tu așa, bă, să zici, mamă, ce-mi place, bă, ce-mi place de omul ăsta. Cred că mă duc să-mi fac un tatuaj cu el, bă. Cum să ai, bă, tu acasă, zici, bă, nu mai pot, deci nu mai pot, îmi place omul ăsta maxim, bă, vreau să-mi fac un tatuaj cu el. Gen de la a gândi până a te îmbrăca frumos, să-ți iei șosete, papuci frumos, te îmbraci, îți pui o șapcă frumos, iei portofelul, telefonul, în cuiu ușa, te duci, suni, faci programare, mergi până acolo, chiar ajungi acolo și chiar îți face la tatuajul, bă, gen cât, tot drumul ăsta, bă. Cum? Cum? Să vă pun și o întrebare, v-ați face un tatuaj cu mine, sincer, acum, nu cu fața mea, nu. Nu cu fața, mai ales cu părul, nu, nu, nu. Sincer, tu ți-ai face, hai să zic unde, ți-ai face frumos aici un tatuaj unde se scrie așa micuț, sneak, sincer. Parcă eu mi-aș face, chiar dacă nu l-aș cunoaște, sună șmecher, nu? O simplu femeie care vrea să arate ca actrița asta, Jennifer Lawrence, sigur, o știți din filmele alea cu Hunger Games, stres, o știți? Kitty J a plătit $25,000 pe operații estetice ca să arate ca Jennifer Lawrence și ce să ghiciți? Nu arată. Culmea, nu arată. Oarecum de, cum, băi, cum din arată, sincer. Acum când, dacă mă uit de la depărtare, oarecum aduce, dar nu seamănă vere absolut. Bine, aia e și machiată, poate, dar n-are buzile, n-are săraca. Doamne, ferească Sfântul, bă. Omul ăla ca omul ăla, dar ce nașpa m-aș simți eu, bă. Să aud la un moment dat vreo știre undeva să devină atât de cunoscut cumva, încât cineva chiar să-și facă un tatuaj cu mine, bă. Sau o operație estetică cu mine, bă. Să-și facă ceva nou ca a meu, știi cum am zis? Să-și facă ochii mici, așa, știi cum am eu. Este ziua în care eu prefer să mă mut între patru scânduri frumos acolo, lară, cu o rică. Mă duc, Veri, in memoria Snicus L 2000, cât o mai fi atunci. Pare, nu pot să cred. Nu pot să cred. Că tot vorbeam de tatuaje, femeia asta și-a făcut un tatuaj cu Drake pe frunte, bă. Cum, bă, să faci așa? Bă, măcar de arăta bine, bă, dar cum se scrie așa mare Drake pe frunte? Cum, bă? Îți dai seama, ajungi acolo la tatu artistul ăla, acolo zici, da, vreau și eu să-mi tatuați aici Snic pe frunte. Să uite așa la tine așa. Ah, ce să zic, chiar vă doriți? Da, sincer, chiar îmi doriți, ce să zic? Nu mai zic nimic, hop și ia. Și începe și pe frunte așa. Din nou, nu cred că vă dați seama cât de departe este de la gând, da, de la a gândi că, bă, ce mi-aș face un tatuaj cu Drake pe frunte? A te îmbrăca, face programarea, merge până acolo, asta, două ore să-ți facă la și chiar să-ți facă tatuajul pe frunte, bă. Aici avem multe fete care și-au făcut ce-s astea, tricouri, pungi, ce-s astea și-au scris Harry, you wanna marry me, vrei să te, dacă vrei să te măriți cu mine, efectiv. Efectiv, ăla din One Direction, efectiv, au făcut fetele astea, efectiv, cum să fie așa simp, efectiv, no simp January. Eu am înțeles că băieții sunt disperați, e mai ok, băiat, e prost, lasă-l, bă, da, fetele să facă așa ceva, cum, bă? Ce văd, de ce aud, Doamne, ce aud, ce văd, ce aud. Din câte mă uit la poza asta, sunt efectiv foarte mândre, adică, bă, uite, am făcut asta, sunt simp, ia uite, bă, cu siguranță nu o să mărite cu mine, dar uite, eu fac asta, poate vede. Ce Harry acolo care trece pe covor roșu și pleacă în treaba lui, gen... Da, ok. Sunteți urâte? Nu știu. Nu, nu. Puteți să ziceți absolut ce vreți voi, dar numai dacă vă uit, dacă dăm o leacă zoom, da, hop, zi tu dacă nu par psihopate, bă, și nu că, da, uite-te o leacă, sunt psihopate, bă, sunt psihopate. Haide, Snic, mărită-te cu mine. Îmi place de tine, wow. Cum, nu vrei să te măriți cu mine? De ce? Am eu ceva? De asta nu mai zic nimic, că nici nu mai e nimic de zis. Deci asta mă face pe mine să mă simt aiurea că nu mi-am făcut tricou cu Harry, mărită-te cu mine. Deci așa, așa mă simt acum, că zic direct în ochii mei, bă. Sincer să vă zic că am avut și eu experiențe de astea cu... Să mă simt aiurea că îi numesc acum fani și fane așa, dar sună super aiurea. Oamenii așa care te fac un pic mai mult decât ceilalți care doar te apreciază. Gen niște persoane care țin neapărat, știi, să vorbească sau să vadă cu tine. Am avut și eu niște experiențe, dar nu vreau să le zic, bă. Poate la un moment dat, când o să consider că trece destul timp, o să povestesc și experiența asta. Foarte ciudat, efectiv foarte ciudat. Cu siguranță și pot să bag mâna în foc. O știți pe Kim Kardashian, n-aveți cum să nu o știți. Dacă nu o știți, hai că pun o poză cu ea, dar numai ca să avem așa, ca să comparăm. Jordan James Park, în caz că vă interesa cum îl cheamă, a suferit o operație estetică care a costat $150,000, da, deci $150,000, nu mai zic că, să mai zic cumva că îți făceai casă cu mașină, cu piscină, cu 3 etaje, cu gazon, cu copăcei, cu de toate așa, nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Și-a făcut operația asta să arate ca Kim Kardashian, da? Acum spuneți-mi voi dacă arată ea. Ia, ia, bă, cred că seamănă, din câte văd eu, arată relativ la fel. Nu mai zic că e bărbat, da, și-a făcut asta, adică el voia ca bărbat să arate ca femeia aia care, na. Ca $150,000, Doamne, ce aud.
doamne. Deci pentru banii averiți o aduc eu pe aia din America și o așez lângă ăsta ferii, fac cunoștință cumva să se întâlnească. Îl chem și pe Kanye West, acolo frumos pe bărbat să fie împreună, de-i de la în trei pe bune. E bine că l-a costat doar $150.000 să-și dea seama că nu seamănă ca așa, dar o să mai încerce probabil. Cam astea au fost unele chestii pe care le-au făcut fanii pentru oamenii pe care îi apreciază și astea sunt postate, gândiți-vă câte nu sunt postate, da? Cred că cel mai tare m-a șocat aia cu pâinea aia, pâinea aia prăjită de 100.000 de euro. Cam ăsta a fost episodul, am uitat să vă zic, bă, de canalul de gaming, dar aveți un link în descriere, am făcut peste 200.000 de abonați, chiar ne-am dus bine, bă, 204.000, bă. Postăm și acolo tot de 2 ori pe săptămână, vreau să începem, să încep o chestie, o serie cu jocuri horror, merită să vă abonați. Basicul follow pe Instagram, acolo să facem și noi 300.000. În final, ce să vă mai zic, un an frumos, dați-i tare, nu cheltuiți timpul pe chestii care nu merită. Ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!